Salutare! Astăzi facem nimerește în coș ca să câștigi. Pe terenul de basket avem câteva cercuri, ceva în ele. Ca exemplu, o cutie cu pufuleți, un cozonac, chipsuri, un coș cu dulciuri, un pachet de semințe, o cutie cu încălțăminte și o cutie secretă. Va trebui să aruncăm mingea la coș dintr-un cerc și dacă nimerești, primești surpriza din cercul celălalt. Și haideți să vedem cine participă în acest challenge. Stas, Victoria, Petre, Liviu, Cristian, Ema și desigur eu, Jasmina. Și haideți să vedem ordinea. Extrageți câte un bilețel. Cine vrea să fie primul? Tu, Stas, hai. Dar nu-l arăta. Bine? Miroasa unu. Hai totuși, de aici încolo. Numai una. Una. Cine și fii ultima. Haide să ne aranjăm după rând. Cine este unu? Eu. Tu? Da, ia, tu. Wow. Doi. Pietre, stai aici. Trei. Eu. Liviu. Patru, cine este? Eu. Tu? Cinci. Eu. Cristian? Șase și șapte. Deci ordinea este făcută. Și acum să înceapă challenge-ul. Fiecare dintre ei în fiecare rundă va avea câte două încercări. Sunteți gata? Da! Bine, dar ceva parcă nu e ok, ceva lipsește. Știu ce. Dați like! Iată acum putem începe. Jasmina, alege inelul și aruncă la coș. Haide la început, vă alege pufuleți. Hai atunci la pufuleți și nu concentrează-te! Mai ai o încercare, mai sus, mai sus! Tu poți! Nu te grăbi! Tu poți! Nu te grăbi! Wow! Prima, minte! Mami! Tu mai uimit de mine! Pufuleții sunt ai mei! Deschide să vedem ce surpriză ai în interior, ce jucărie ți-a căzut! Aici sunt jucării și bani! Bani? Câți bani ai tu aici? 500 de lei! Wow, bravo, Jasmina, din prima! Eu nu m-am așteptat la așa ceva! Acum va arunca Petrea. Petre, ce alegi tu aici? Poate semințele? Nu, deseară vreau să privesc un film, așa că chipsuri. Chipsuri, da? Da. No. Opa. Dar vreau să te întreb ceva. Chipsurile singur vrei să le mănânci sau mai invizi pe cineva la tine? De exemplu, poți vin eu? Da eu! Vinim test, dar haidem la un cinematograf de n-am ajut televizor mare acasă. Ok. Mă duc să-mi cumpăr chips. Următoarea, numărul 3! Cine e 3? Liviu, care inelă îl alegi? Nu știu, ne-am plas și cadou Isa Misterios, dulciurile le ador. Și acum la noi. Cred că toți și-a să încerc la cadou Isa. Provocare serioasă, e cel mai depărtat inel. Și acum poate fi ceva rău și ceva bun. Sau așa, sau așa. Să riscăm, eu nu știu. Și? Este. Nu! Hai încă o dată. Foarte bine. Hai, te cred. Hai. Nu că nici eu vreau să mi-l arăți. Nu, 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 nu. Eh, nu, asta nici numărul 4. Stați, da? Stați, dar tu ce alegi? Poate aici. Aici dulciuri. Nu, sunt greu, nu. Hai să fie Nike, cred. Nike? Ok. Dar deschizi cutie după ce nimerești în coș. Ține. Hai, stați. Ha. Am nici o fansă. Mai tare! Hai, hai! Noi. Eu voi alege Nike-urile, cauza că sunt fan a Nike-ului și hai să încercăm. Wow! Nu a fost din prima. Hai să vedem. Noi. Numărul 6! Victoria! Victoria, ce alegi? Victoria, tu trebuie să duci Victoria. Mă duc mai aproape. Hai așa, ceva mai victorios. Semințele! De ce, stai, de ce ele semințele? Că aproape. Ceva poate să cadă acolo sau mai aproape? Că mai aproape. Hai, ok. Dar poți să cadă, nu știi. Hai. Hai, Victoria! Yes! Nu! Cât de aproape!
fost. Așa de aproape. Apropo, cine nu știa, Victoria și Liviu sunt fratele și adică sora și fratele Olguței. Ești odată n-a văzut la, la coș? Da? Hai să vedem. Așa, okay. Concentrează. Mai încet, mai liber. Ok, începem cercul de la început. Eu până când sunt unica care am nimerit, dar înainte de aceasta noi ne antrenam și eu eram unica care nu puteam să nimeresc. Da, și nu crezi că este ceva regizat, este chiar spontan, așa cum ne iese nouă. Nici nu știu care să aleg. Nu răsărită, e mea răsărită. Hai, care îți faci cel mai tare din ochi? Dulciurile? Dulciurile? Cărui copil nu-i plac dulciurile? Păi mie! Hai! Oh, tot așa mai tare! Aruncă mingea cu săpa! Oh, erai foarte aproape, Jasmina! Bravo! Hai, Petre, data asta poate nimerești în coș. Micuții mei, ați mergeți cu mine acasă. Eu vă iau acasă, să am grijă de voi. Și-ți mâncați cu dragoste. Azi mergem la film, da? Azi mergem la film! Da, eu! Hai, Liviu, eu aș vrea ca toți să meargă astăzi acasă cu premii. Eu tot așa vreau, nu vreau să mă duc cu mâinile goale. O să-mi faci din ochi cadou și ala, dar totuși asta rămân la dulce. Este! Wow, din prima! Bravo! Se-a gata! Eu sunt cel mai bucuros. Nu ai nimic acolo ascuns ceva? Pentru tine nu, dar pentru mine te dea. Wow! Tati, de aici e cel mai bun cadou. Stas, poți să zici că e mai ușor? Nu, hai. Da? Acceptat. Dacă nu nimerezi, zici apoi. Da, ai încumplit! Ai fost foarte aproape, bravo! Hai! Hai, stas! Da! Deci, următorul! Așa e, nici nu știu să aleg. Prea tare n-ai curile. Da. Dar data trecută că am zis. Mergi până la capăt. Vezi dacă mergi până la capăt ce se întâmplă. E cadou nu interesa asta, ar ști, dar la semințe eu deodată aș nu merea așa. Hai, de aici e da, cadou ăsta. Hai. Să vedem ce ar putea să fie. Hai. Ai fost foarte aproape, bravo. Victoria, concentrează-te. Hai. Am dus tot de acolo. Tot la semințe. Da, fă-l bine, încă un pic, hai! Ok. Profesional! Parcă da, profesionistă la basket. Hai, eu vreau să mă duc acasă cu cadou pentru Paște. Mergi la părinți de Paște? Nu. Nu? Ok. Atunci vinem noi cu Olga. Nu mai câștigăm, te rog. Nu! Eu vreau să încerc, poate, din... Acest cer care e cel mai departe. Vesmina, mai bine a răsărit că acolo parcă e mai inflat în parc. Fă ceva. Eu vreau doar să încerc. Hai încerc o dată, da. Nu știu, din alt tehnic. Tu poți să schimbi cercul. Hai, care? Du-te la răsărită, te rog. Tot semințele, da? Marcinea să câștigi răsărită asta. Numărul 2. Pierde! Nu stați de-a mâine atâta, să ne mirească cât se vadă și în pachetă de răsărită. Da, da, da! Da, eu asta rău. Da! Ios. Ok. Bine. Dar acolo tot îți curios ce este acolo. Hai! Nu! Hai, te rog! Hai, Pietre! Nimirești! Doar nu! Este, eu acuș. Păi tu ar trebui să nimerești din orice punct a terenului. Eu mai duc de acolo să nimerești. Așa spun de ce percot împărti mingea pe tești. A doilea oară, trebuie să iei cu noroc. Aproape! Foarte bine, podați-vă așa. Hai! Noi vrem să vedem ce este în cutie misterioasă. Dar eu vreau să iau cu mine acasă. Hai! Hai! Hai, stați încă un pic! Hai! Hai să încerc la Nike-uri încă o dată. Foarte aproape și... Hai că mai încerc o dată. Nu!
Hai, Cristian! Ia tot la semințe. Victoria, am o întrebare pentru tine. Da. Unde ți-e Victoria? Da. Nu știu, cred că m-a lăsat. Te-a lăsat, ai uitat-o acasă, cred. Hai să vedem, poate vine după tine. Poate, hai, de data asta. Hai, nu! Ea m-a decis să arunce de la semințe. Cred că este cel mai ușor cerc și dacă de acolo nu nimerește, atunci măcar de aici. Hai, Ema! Hai, hai! Ținem pumnii! Hai! Iubesc! Yes! Ai văzut cum ți-am ținut pumnii? Gata! Gata! Ia uite, este ceva în interior, nu știu. Nu, noi cu Petru să mâncăm azi la film. Opa, cineva m-a invitat la film. Dar eu am crezut că ați mulțumit. Ce alegi așa? Hai să încerc cutia ce cu încălțăminte? Știi, cred că are greșeala, tu arunci înainte. Trebuie în sus. Da, fac. E mult mai bine, Jasmina, bravo. Acum Petre, hai Petre. Eu tot ești curios ce e acolo. Eu tot ești curios. Da. Hai. A treia încercare din cercul acesta. Hai, Liviu, eu vreau cineva să câștigi odată. Hai. Nu! Foarte frumos! Hai, Liviu. Îmi pare, dar mă, e imposibil să nimeresc. Parcă nu e așa de par, dar tot una nu pot. Hai, ce alegi, Stas? Asta. Hai, hai. Să nu mă gândesc, că nu știu. Ah, imposibil. Este posibil, tu ai fost foarte aproape. Hai. Terminăm această rundă și dacă nimeni nu nimerește, atunci schimbăm poziția cercurilor. Cristian, hai! Încerc la cozonac. Eu am cozonac de sărbători, hai! Aveți nimerezi, mă! Stai la călpanie, pas cu stic. Hai! Încă! Sus! Victoria, trebuie să arunci în sus, nu înainte. Hai! Hai! Și... Ema, văd că ți-ai ales cercul, da? Da. Hai! Mai sus! E aproape, eu nu am așa de multe puteri. Sari! Nu uita să sari! Wow! Am mutat un pic cercurile și cred că le va fi mai ușor. Să vedem! Jasmina, tu iarăși prima! Da! Hai. Eu voi lege din nou cutia cu încălțăminte. Hai! Yeah! Wow! Super! Hai să vedem ce e aici! Toți suntem curioși, așa e? Da! Aha! Yeah! What? O jucărie! Wow, o pernă! Pisicuță! Ia stai un pic! Nu are niciun firmoar? O jucărie! Petre, ai toate șansele să pierzi! Adică, hai, să ratezi! Mă voi strădui, Sergiu! Da? Hai! Așa! Pierdem pentru Sergiu. Așa pierdem. Ia să vedem ce e aici. Cutia misterioasă. Așa. Atent. Poți mai arunc o dată. Ia, hai să vedem. Ce cu ce nu? Eu ta-da! Știți ce e asta? Da! Ia, da, să vedem cum. Aici este priză. Este jucărie în trend. Puneți like. Da. Ia. Salut! Salut! Stai! Abonați-vă pe canalul Jasmina Show! A, e probabil descărcată. Nu uitați să vă abonați pe canalul Jasmina Show. Și aici cumva încă se pornește și muzica. Aha. Este cadou care într-adevăr eu trebuie să-l câștig.
Dar știți de ce? De atât că eu trăiesc la gazdă și trăiesc singur și n-am cu cine vorbi. Mersi. Mersi. Sunt foarte fericit și mulțumesc părinților că m-au născut și că m-au crescut și am putut ajunge în ziua aceasta pentru a participa la acest concurs grandios și a câștiga acest prieten devotat care știu că mă va asculta și unde îi voi spune să stea, acolo va sta și mersi. Și ultimul cer cu panetun. Ne-am blanit. Dacă mă duci cu dulcele ăsta, gata, seama fericit. După asta mergem cu tine la o cafea. Bine? Hai. Cu panetun. Hai. Yeah! Wow! Sfârșit! Știu că numai că atent el e fragil, ca să nu mai scăpi jos. Stas, Cristi și Victoria nu au câștigat nimic în acest challenge. Și ne-am gândit că să nu fie supărați, să nu fie întristați, să le mai dăm încă câte o șansă. Vor avea câte o singură încercare ca să nimerească la coș. Cine nimerește primul, câștigă 200 de lei. Cine al doilea, câștigă 100 de lei. Cine al treilea, 50. Și pentru că erau cu numerele de ordine 4, 5 și 6, așa și vor fi la rând. Vor arunca de aici. Stați, începe. Hai, baftă! Ah. Acum sper că nu voi câștiga o pierdere. Așa, hai. Oh, cât de aproape! Haide, Stas! Bun, Stas, foarte bine! Cristie, hai! Hai, de aici! Cum nu pot, măi? Măi! O, oh, nici nu pot, du-te, pui! Este. Este. Wow! Yeah! Oh. Eu 5. Cum am promis, Stas, 200 de lei sunt ai tăi. Acum locul 2 și 3. Să vedem. Da. Da. Dacă eu am putut, poți să tu. Da. Hai, Chris. Da. Acum, băi. Dar te mai sigur. Hai, Victoria. Hai, dacă tu, eu am putut, poți să tu. Hai. Da? Da! Crezi tu? Crezi! Dar cum dai? Cel mai mic îl încurajează pe cel mai mare! Interesant! Hai! Uaaa! Victoria! Dar Cristi, până când nu nimerești, nu primești 50 lei! Hai, Cristi! Yes! Yes! În sfârșit! Victoria, 100 de lei și Cristi, 50. Acesta a fost challenge-ul nostru de astăzi și noi am putea face cu premii mult mai valoroase, dar totul depinde de voi. Dacă sub acest videoclip adunăm 30.000 de like-uri, atunci așteptați partea a doua cu premii mult mai valoroase. Vă mulțumim pentru vizionare! Pa, pa!